A, uitați, prieteni, ce e aici. Vedeți bloculețul din spatele meu? Urmează a fi finalizat. S-au terminat primele două etaje. Al treilea încă nu e gata, că face cu terasă, cu fițe. Tot ăsta care îl vedeți aici aparține de pe un teren al casei presei, da? Aparținea de casa presei, tot acest teren, da? Uitați ce clădire frumoasă, a închiriat omul spații. Cât îi vine chiria lui Pavel Filip aici? Cât își ia el din chirii? Păi hai să facem un calcul, 2, 3, hai. Eu zic că are vreo minim 25.000 de euro, prieteni. Cu etajul, cu ăsta jos. Păi cam așa, 10.000 pe, 12.000 pe nivel. Deci 25.000 pe lună intră la buzunar. Terenul luat pe gratis. Și ne zicea, nu, ne mințea Dodon că s-a întors, a? S-a întors el de la Moscova, la, nu? La Amantă, cum v-am zis. Dar nu că s-a întors terenul. Ia uitați, prieteni, ce e aici. Cu și barieră, vagabond ăsta aici. Ia uitați ce materiale. Ăsta este imobilul lui Pavel Filip, prin interpuși. Ăsta, ia uitați-l, prieteni. Facem așa și în spate și în față. Ia uitați ce nou e. Mamă, ce... A? Ce materiale a folosit. Ia uitați ce e aici. Ia vedeți, prieteni. Investiție frumoasă. Câteva milioane. Tot în banii voștri, că a vândut un teren care l-a luat tot de la voi, cetățenii Republicii Moldova, și cu banii de pe terenul a făcut aici, pe acelalt teren furat, ați înțeles? Da? Că l-a luat pe ăsta la jumătate de preț, toată lumea a zis, domne, dar ăsta făcea cel puțin dublu. El l-a luat la jumătate de preț, că doar v-a condus pe voi, nu? Vedeți? A, uite ce imobil frumos a făcut, ia uitați. A, uitați, prieteni, ce frumos arată, ce spații, ce asta. Bine, oamenii ăștia care au închiriat n-au nicio vină, că ei vor să-și facă afacerile. Dar vedeți? Spații comerciale. Câte spații comerciale ai aici, Filip? 1, 2, 3, 4, 5. Deci vreo 10 spații comerciale, 5 pe nivel, prieteni. Da? Golanul ăsta. Bag eu pe toți la pușcărie când o-i veni la putere. Uitați-vă la mine. Vor vedea moldovenii, toți care vor fi alături de mine, ce nu s-a întâmplat niciodată. Nu știu unde s-a mai întâmplat așa. Să îți dorești să faci dreptate cu adevărat și nu să te cumpere ei. Pentru că mulți dintre cei care au promis în alte țări au venit, că au spus că fac ordine și au venit cu un discurs de genul acesta. Ajunși odată la putere s-au compromis, s-au dedulcit ei la banii șmecherilor, la banii celor care furaseră din avutul vostru. Ați înțeles? Și au fost cumpărați. Da? Era doar diferența de preț. Mai mic sau mai mare, depinde la ce preț erai cumpărat ca politician. Uitați-vă la mine, stimați cetățenii Republicii Moldova. Riza nu se va vinde niciodată. Fiți alături de Riza și îi rupem păștea. Îi punem pe toți să plătească. Pavel Filip, roagă-te cu toți golanii tăi, rugați-vă cât mai aveți să rezistați. Rugați-vă. În momentul când ajungem la putere, partidul politic noi, cu mine, cu Vladimir Dachi și colegii mei și cu cetățenii Republicii Moldova, care vin spre acest partid și care ne vor vota, fraților, va fi prăpăd. Întoarcem tot ce s-a furat poporului moldovean.